în care Duhul Sfânt a spus așa: la coborâri în vale, unii dintre aceștia care au văzut puterea lui Dumnezeu în slujire aici și s-o vor mărturisi mai departe, dar unii lideri religioși, adică cei din frunte unei, în adunările unei domnești forma de evlavie, vă căuta să stingă, să denigreze locul acesta ca să nu piardă teren, să aibă mulțime în față. Și-o zis că să mergem înainte cu râvnă ca Domnul să mustre Duhul acesta, așa cum s-a întâmplat altădată cu Iosua, când îngerul a zis: dezbrăcați-l de haine murdare, și l-a făcut un vas. Dumnezeu să ne binecuvinteze în privința aceasta, să mergem așa înainte. Și potrivit cuvântului, vrem să începem slujirea în dimineața aceasta cu o jumătate de verset din Efeseni, capitolul 5, versetul 18. Prima parte zice: nu vă îmbătați de vin, aceasta este o destrăbălare, dimpotrivă fiți plini de Duh. Aceasta vreau să accentuez: dimpotrivă fiți plini de Duh. Prin harul lui Dumnezeu n-am fost 3 ani aici, pentru că am fost până la marginile pământului, America, Canada, și am văzut un lucru care mi-a străpuns inima. Când Duhul Sfânt se dă la o parte din adunare, se caută înlocuitor. În unele adunări s-a înlocuit cu o fanfară, când au văzut că aici nu-i Duhul Sfânt, dar nu a dat rezultate, tot adunarea nu a crescut, căci a rămas în picioare cuvântul lui Dumnezeu, care spune așa: biserica se bucura de pace în toată Iudeia, în Galileea, și cu ajutorul Duhului Sfânt se mulțea. Slăviți să fie Domnul! Amin. Nu căutăm improvizații pentru propășire. Singurul lucru este puterea Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul! Amin. Este nevoie de Duhul Sfânt în slujire. Este nevoie să te rogi. De ce să stinge rugăciunea? Și de ce să se stinge? Că nu trecem la versetul din 6:18, Efeseni: faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Sunteți aici români, sunteți maghiari, te-ai rugat în limba română, te-ai rugat în limba maghiară. Când termini rugăciunea în limba ta maternă, continuă rugăciunea în altă limbă, prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul! Am vrea ca rugăciunea să fie continuată prin Duhul. Când vine rugăciunea prin Duhul, se pierde noțiunea de timp, intre într-o părtășie, într-o unitate. Duhul Sfânt intră în cercetare. Eram într-o casă în Oradea și când Duhul Sfânt s-a prezentat și toate tainele au fost descoperite, toți am căzut cu fața la pământ și am început un bolcet. Am zis așa: dacă rai atâta, mie nu trebuie mai mult, dar acolo e mult mai mult. Doamne, lasă puterea ta în ziua aceasta și o să vedeți că se va înflăcărează Duhul de rugăciune și rugăciunea să fie cum e prorocia pentru Israel în cartea lui Zaharia. Voi turna peste casa lui Israel un duh de îndurare și un duh de rugăciune. Doamne, toarnă! Toarnă! Să se audă peste tot ecoul și ea în primire glasurile noastre și astfel rugăciunea să ajungă până la cer. Odată vă spun cum se roagă Duhul Sfânt după voia Lui. Te-ai rugat ani și ani și și vreau să vă spun o taină care s-a descoperit acum recent la un frate. Un cuvânt din Evrei zice așa: cu cât mai mult sângele Domnului va curăți cugetele noastre de faptele moarte. S-ar putea ca cugetul să fie pătat,
să fie plin de ură cu patimă, cineva să-ți facă o nedreptate și tu să te rogi, Doamne, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate, dar te rogi cu patimă. Te rogi și ai vrea dreptatea după cum o gândești tu și te rogi de ani de zile, dar încurge Domnul să facă lumină, sângele lui Iisus să speli și să ne rugăm, Doamne, toate lucrurile să le faci după voia ta. Amin. M-am ocupat de stăruință în țară și într-una din adunări, unii Dumnezeu a botezat 100 și ceva cu Duhul Sfânt într-o săptămână, cineva mă face atent și îmi spune așa, ia vină un pic încoace, frate Aurel, mă duc, fetița asta e clasa a doua, știe limba italiană? Nu, el abia avea să românește, nu de mult o intra la școală. Uite, eu sunt venit din Italia, spune fratele respectiv, cunosc latina la perfecție și vreau să spun ce se roagă în limba latină. Și știi ce se ruga? Se ruga așa. Doamne, îți mulțumesc că m-ai botezat cu Duhul Sfânt. Aleluia. Se ruga în altă limbă, că Domnul m-a botezat atunci. După cum m-ai botezat pe mine cu Duhul Sfânt, tot așa, te rog, botează-l și pe fratele meu care este lângă mine. Nu ne-am întors privirele spre fratele ei și-o izbocnit într-o vorbire în altă limbă. Aleluia! Duhul Sfânt se roagă după voia lui Dumnezeu. Anul trecut s-a făcut rugăciune, stăruință la Bicas. Să știți că istoria se repetă. Și într-una din seri, când se făcea stăruință, frate, de la noi au fost martori oculari acolo, deodată oprește salvarea ambulanța în dreptul casei unde se făcea stăruința. Și să uită șoferul și cu asistenta care făcea tratamente de noapte în oraș, să uite deasupra case, cheamă și poliția, era acolo aproape, și să uite toți trei. Au văzut niște limbi de foc deasupra casei, niște limbi de foc, și au zis că anunțăm pompierii, dar unul a spus că hai înăuntru să vedem ce se întâmplă. Și când a mers înăuntru, a vorbit cu fratele care era la ușă și spune, uite ce se întâmplă. Dar noi am vrut să anunțăm pompierii, dar limbile acestea de foc era de la un metru mai înalte decât haidașul. Și am văzut că nu afectează și am venit să vedem ce se întâmplă. Stați liniștiți! Aici Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt. Aleluia! Avem atâta experiență că Dumnezeu lucrează în vremea aceasta prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul! Este nevoie de Duhul Sfânt să vorbească în dreptul tău. Fiind anchetat de șeful de stat major pentru propagandă în masă în rândul militarilor și când vorbea de tribunalul militar și ne citea articolele, Duhul Sfânt a dat un răspuns. Și când Duhul Sfânt a dat un răspuns pe care eu nu l-am știut, următorul cuvânt în fața instanță militare a fost așa, ești liber, nu mai avem ce spune. Am vrea ca Dumnezeu să dă-i un răspuns prin gura noastră când suntem încercați. Din vremuri grele vine domnia lui Antichrist pe pământ. Se pierde, Dumnezeu este dat la periferie. În școlile americane au amenințat copiii că dacă vor mai vorbi despre Dumnezeu, vor fi dați în cort, adică în tribunal, cum se spune în engleză. Și nu se mai acceptă numele acesta de Dumnezeu, că urmează
domnia lui Anticrist, a strigat un parlamentar în Parlamentul Europei și a zis, o Europa fără Dumnezeu. Altul italian a spus, locul homosexualilor și a lesbienilor nu în Parlament, este miat, pe el l-a dat afară. A făcut afirmația aceasta, Dumnezeu este exclus că vine omul fără de lege, domnia lui Anticrist. Vreau să fac o dezvăluire, indiferent ce mă costă, vreau să fac o dezvăluire ca să vedeți lucrarea cum decurge al lui Dumnezeu pe pământ. Acum 40 de ani eram un tânăr și eram într-o casă împreună cu un frate care locuiește în Detroit. Duhul Sfânt mi-a vorbit așa, vor trece vremuri îndelungate, și când familia ta va fi compusă din 5 persoane, vei lăsa totul și vei pleca într-o țară îndepărtată, vei vedea începutul lucrării de amăgire pe pământ și apoi va începe prigoana. Acum 3 ani, când am fost prima dată în America, nu am vrut să merg, ci Dumnezeu mi-a dat îndemn și a zis așa, Doamne, dacă îndemnul e de la tine, să mă sune persoana la care mă gândesc și m-am gândit la o persoană dincolo. Peste 10 minute aud că sune telefonul, persoana de dincolo. Și îmi spune așa, te-am sunat, nu știu de ce, Domnul mi-a pus pe inimă. Trimite de urgență o chemare. Doamne, dacă trebuie să merg, așa eu o singură dată merg la ambasadă. Nu am rude, sunt frați care au de 18-20 de ori drumurile spre ambasadă. O singură dată și viză pe 10 ani. Așa s-a întâmplat. Eram bolnav. Dacă îmi dai sănătate, mă duc. Și dacă nu, nu mă duc. Și când am ajuns dincolo, m-a așteptat fratele, care acum 40 de ani eram cu el în casă când Dumnezeu vorbea pe Duhul Sfânt și m-a întrebat, din câte persoane este compusă familia ta? Și a spus, din 5. Până aici s-a împlinit, vedem mai departe ce se va întâmpla. Și în cele 4 luni în care am stat, se punea bazele noii ordini economice în lume, a globalizării, cum se spune, și instalarea microchipului. Și citeam în anunțurile date și zicea așa, microchipul bun și rău, bun pentru identitate, bun pentru tranzacție, bun pentru depistarea bolilor din organism, rău pentru creștini, Apocalipsa 13, spuneau oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oamenii care au lucrat la El. Vine lucrarea aceasta de amăgire și continua cu anunțurile. Două categorii de oameni care nu vor primi, creștini și teroriști. Se va repeta istoria și în privința aceasta. Creștinii au fost învinuiți ca teroriștii că au dat foc Romei. Au dat foc Romei și au început persecuția. Ne va băga și pe noi în aceeași oală și va începe persecuția pe pământ, pe plan mondial. Dumnezeu să ne ajute, fraților, ca în împrejurările acestea să fim plini de Duhul Sfânt. Că numai așa vom rezista. Acum 4 ani în urmă, vă dau cazuri concrete, e vorba de fratele Buzduga din Rădăuți, care era în Los Angeles și la un cer de rugăciune, Duhul Sfânt spune așa, vine o mare prigoană pe pământ, vine și ca semn anul acesta voi face o nenorocire cum n-a fost. Trece, era în luna februarie, 3 lunile una după alta, nu se întâmplă nimic, vine sfârșitul anului și pe 26 decembrie, catastrofa din sudul Asiei,
când valurile de 30 de metri au acoperit orașul și cu zecele de mii au trecut în locuința morților. Și poate să se împlinească jumătate de prorocie? Nu se poate! Se poate! Vine prigoana! Pentru și deja unii sunt prigoniți. Spunea un pastor din Portland, a zis că nu mai pot să spun adevărul. Am căutat să pun curva sub disciplină, m-a dat în judecată și am plătit 100 de mii de dolari amendă. Lângă o adunare era un business cu discotecă, cu mâncare, când ieșea din adunare tinerii și mai opreau acolo. Un frate o mustrat, o arătat rău, patronul m-a dat în judecată și a plătit 100 de mii de dolari amendă că i-a stricat business-ul. Nu ai voie să jignești omul. Eram în Canada și posturile anunțau, spunea cei din jur, căci uite ce se întâmplă la noi, anunță doi preoți catolici s-au împotrivit să oficieze căsătoria la două persoane de același sex, la doi homosexuali și sunt în stare de arest. Asta vine pe pământ, asta vine, dar Dumnezeu și-a păstrat mărturia. Aleluia! Însă timpul și este nevoie de oameni plini de Duhul Sfânt să se împotrivească lucrării lui Anticrist. Slăviți să fie Domnul, Dumnezeu să ne binecuvinteze. De aceea vrem ca în ziua aceasta să intrăm în rugăciuni stăruitoare, ca Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt, să ne umple cu Duhul Sfânt. Am făcut această introducere ca să vedeți că mersul Bisericii lui Dumnezeu, apostolic crece, nu se poate face altcumva, prin improvizație, prin alte lucruri omenești. Nu! Cade toate la pământ. Și încă un exemplu, vă spun, eram în Canada, într-o adunare și până am venit rândul să predic, timp de o oră și jumătate, s-a cântat laudă și închinare. Eu am un obicei că spun, nu laudă și închinare, laudă și înclinare. Că se înclinau în toate părțile, băteau din palme, nu se mai punea problema baticului pe cap a podoabelor și timp de o oră și jumătate, înainte de a vorbi din cuvântul Domnului, a fost slujba aceasta lor. Am stat și m-am frământat. Doamne, în împrejurarea asta sunt singur. Sunt singur. Numai Tu, dacă mă împuternicești ca să răstorn toate acestea. Și mi-am adus aminte de o afirmație care a făcut-o altă dată Luther, când s-a împotrivit lucrării papale. Zice, vine și discipul și spune la Luther, Vaticanul împotriva ta, nu-i nimic și eu sunt împotriva Vaticanului. Lumea împotriva ta, nu-i nimic și eu sunt împotriva lumii. Dar ei sunt mulți și tu ești singur. Eu și cu Dumnezeu formăm majoritatea. Fraților, cu Dumnezeu răsturnăm izbodirii limință. Cu Dumnezeu supunem orice gând și facem rob ascultării de Hristos. Slăviți să fie Domnul. Amin. Și eu vine rândul și am început predica în felul următor. Fraților și surorilor, acolo era și surori. Anulez zero, tot ce a fost până acum, zero. S-a uitat urât la mine, s-a uitat toți așa, cum o oră jumate de spânțuială, și acum vine unul amărit din România și strigă zero, strigă zero. Uite ce, nu vă uitați urât la mine, nu vă lăs descoperiți, vă ofer ceva mai bun. Tinerii aceștia, care au cântat și-o dansat și-o bătut din palme, știți ce trebuia să facă? Trebuia să facă un lucru. Unul să prorocească, altul să vorbească în altă limbă, altul să scoale, să spună o vedenie, că asta este făgăduința lui Ioil pentru biserica lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și dă-i cu Duhul Sfânt, dă-i cu Duhul Sfânt și la urmă a făcut o chemare.
care acceptă noul fel de slujire pe care l-am spus cu Duhul Sfânt să iasă în față. O ieșit trei sferturi de adunare și s-au făcut o rugăciune de o oră și ceva cu lacrimi, cu strigăte și Duhul Sfânt a intrat în lucrare cu descoperiri și s-a schimbat starea bisericii. Asta o face nu noi, Duhul Sfânt. Aleluia! Domnul, de aceea merge pe linia aceasta și vrem ca Dumnezeu să înflăcăreze în ziua aceasta poporul. Amin. Să ne ridice pe o creastă de credință de care vrea El. Amin. Și să plecăm schimbați și transformați. Lăudați să fie Domnul. Acesta sunt. Nu pot să accept altceva pentru că nu m-a tentat nici dolari americani, nici euro europeni, ci vreau după o steneală să ajungem cu toți în împărăția lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze.